un alt 1 decembrie, primul mareșal. Orice sfert odoct știe nevoie mare că România a avut trei mareșali. Averescu, Prezan și Antonescu. Total greșit. În realitate a avut 6. Ferdinand, Prezan, Averescu, Carol al II-lea, Mihai I și Antonescu. Am zis 6 pentru că în realitate am avut 7. Dar unii istorici, și înclin să le dau dreptate, nu-l includ și pe Carol I. Carol I a primit pe 7 aprilie 1909, cu ocazia aniversării a 70 de ani, gradul onorific de feldmareșal german din partea prințului moștenitor Wilhelm, delegatul Imperiului German la București. Și Imperiul Rus i-a conferit pe 17 decembrie 1912 demnitatea de mareșal al armatei imperiale ruse. Înmânarea efectivă a bastonului de mareșal a avut loc pe 28 noiembrie, respectiv 11 decembrie 1912 la Palatul Regal, de către Marele Duce Nicolae Mihailovici, camaradul lui din primul război rusotul. Da, regele Carol I a fost, așa cum am precizat, mareșal, dar nu a fost înaintat la cel mai mare grad militar existent în lume de către armata română. Deci ar fi pe undeva ilogic să-l numărăm la mareșalii români. După primul război mondial, zis perioada interbelică și Marele Război, sau Războiul de Întregire Națională, proaspăt însos în țară și proclamat rege, Carol al II-lea, pentru a-și apropia evident armata, îl înaintează pe generalul Alexandru Averescu pe 14 iunie 1930 la demnitatea onorifică de mareșal. Va urma pe data de 25 octombrie 1930 generalul Constantin Prezan. Două mari personalități care au marcat istoria militară a României și care evident meritau acest grad. Nu erau singuri, dar și atunci politica juca un mare rol. Deși fusese dezertor în primul război mondial, asta nu l-a împiedicat pe Carol al II-lea să-și aude confere gradul de mareșal pe 14 iunie 1938. Faptele sale de vitejie pot fi numărate doar în patul Elenei Lupescu, pentru că istoria nu a consemnat altele. Pentru a întări monarhia de ziua națională și a dinastiei, pe 10 mai 1941, generalul Ion Antonescu îl înaintează pe rege Mihai I la gradul de mareșal, deși la 20 de ani își învisese timiditatea în fața moilor sau poate războiul cu Agnea, sau poate câștigase la vați ascunsele, nu-l găsea nimeni. După readucerea la trupul mama țării, a Basarabiei și Bucovine, pe 22 august 1941, armata română îl cinstește pe mareșalul, pe generalul Antonescu cu gradul de mareșal. Dar cel mai impresionant episod mi se pare cel al regelui Ferdinand I. Pe 1 decembrie 1918, vă rog, rețineți, exact odată cu Alba Iulia, regele Ferdinand I intra biruitor în București, capitala eliberată. În genunchi, corpul ofițeresc i-a citit cartea de mareșal, meritat cu prisosință. În calitate de comandant al armatei române, făurise România Mare. Poate n-ar fi rău atunci când evocăm 1 decembrie, iar unii jurnaliști se entuziasmează că mâncăm românește fasole și cărnați sau ostăcește, să ne amintim și de aceste lucruri.